Deșteptarea. Într-o nouă ediție și într-un nou sezon Deșteptarea la Europa FM, suntem Luca Pastia, George Zafiu, îl așteptăm și pe Vlad în câteva zile să ne se alăture și a prelungit un pic vacanța. Adevărul că e și păcat când vremea asta e atât de frumoasă afară și Grecia e în continuare deschisă, să nu mai stai un pic. Așa e. Se recuperează un pic mai greu, el a și avut mai mult de tras. Asta mai mult decât noi. Știi că pe el afectează mai mult actualitatea, să zic așa. Noi suntem mai... Lasă care ce comenta când se întoarce. Acum noi ne vedem de ale noastre, de Grecia, de vacanțe. Cum a fost în vacanță? Superb, dar nu mai merg în Grecia. De ce nu mai mergi în Grecia? Nu mai, tată, cred că am făcut overdose de Grecia. În ce sens? Ce, am fost ce de ți s-a întâmplat? Ai mâncat prea mult? Am fost de ea 5-a oară, practic, în viața asta că merg în Grecia. Și mie mi se pare că Grecia de la un moment dat încolo devine repetitivă, după gustul meu. Adică eu nu sunt așa mare fan al vizitatului de plaje. Așa? Ești plajă, că stai acolo unde te pune cineva. Practic pe plajă și nu, la revedere. Nu, 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 tocmai că am mers și le-am... Adică n-am stat de două ori pe aceeași plajă. Dar? Acest sport nu mă încântă foarte tare. Am mers cu o gașcă de prieteni și mă supun majorității. Eu, sincer, da, n-aș merge. Oricum, e vacanța copiilor, adică... Am înțeles. Totul pentru copii, să fie fericiți. Să mergem cu anturaj de... copii, se distrează ea la plajă, adică sunt mulțumit de rezultat. Dar tu ai stat într-un loc. Dar pentru mine personal, nu mai e, calamarul e același, caracatița e aceeași, apa e aceeași. Păi, puțin și... Nu mai, adică... Păi și tu ce-i vrea? Altceva. Să te plimbi, să ceva. Să mai da, să mai variem, să mai vedem. Da, la anul nu știu, cred că mă duc în Turcia. În Turcia am fost o singură dată. Păi da, să știi că... Dar am văzut acum niște variante noi de... călătorit în Grecia, în Turcia. O să fii ușor debusolat. O să te deranjezi de mâncarea, pe bune. O să te duci la All Inclusive, că n-ai altceva de ce să faci. Da. În Antalya sau în zona aia, că bănuiesc că nu mergi să vezi Ankara. Păi ce să mă deranjeze, George? Că anul ăsta am reușit să am atins pentru prima oară în viața mea suta. Bă, să-mi cânti un la mulți ani discret. Ai jucat v-ați ascunselea? 10, 20, 30, 100. Exact. M-am speriat, acum mi-am revenit, sunt la regim de 10 zile. Sunt. Mie nu merge cântarul. Recuperat? Nu merge, adică nu mai am baterie la el și am profitat de moment. Nu se găsesc baterii pentru cântar, deci nu știu câte kilograme. La ochi, așa zic eu că ești ok. Dar ok și în ce sens? Adică nu ești chiar foarte rău. Am înțeles. Așa, zi și ești la cură de slăbire. Da, cât de cât. Am înțeles. Sunt atent. Da, ce să zic. Mult succes în continuare. Am revenit cât de cât la... De altfel, vacanța frumoasă. Păi, vacanța frumoasă. După aia am fost și prin Germania, am fost la... Că a fost ziua lui Ștefan și am fost la Elefant Roller Coaster. Ce a fost la Europa Park. Și am fost la Europa Park, parcul tău de suflet. Parcul meu de suflet, a doua ta acasă după Grecia. Te-ai dat în ceva acolo sau? M-am dat în vreo două, trei de alea, da. Mi-a dat mesaj Luca, trebuie să spunem asta. Mi-a dat mesaj Luca, i-am recomandat eu în ce să se dea, astfel încât să nu fie nici prea prea, nici foarte, foarte. Tăticuțul, nefiind el un mare fan roller coaster, și mi-a zis, cum ai zis, m-am dat în Aqua Splash. Da. Și nu mă mai dau nimic. Nu mai dau nimic. Primul. Am ales unul. Când am intrat, era și plăcut afară. Acolo am prins temperaturi 24-25 de grade, ideal. Și era unul de ăsta cu o barcă, te urcă sus de tot și pe urmă îți dă drumul. Dar nu am fost extrem, dar și de afară nu ți se părea nimic senzațional, știi? Mamă, și când mi-a dat drumul de acolo de sus, George, în hăul ăla. Și șmecheria e că după ce te urcă, nu-ți dai seama decât dacă te uiți foarte atent, te urcă acolo și îți dă drumul cu spatele, într-o buclă. Da. Asta face prima dată. Iar senzația este năucitoare, că ești la 50 de metri deasupra solului și ești într-o barcă foarte mare și pleci cu spatele. Ce senzația că fiind mare barca, ce o să fie mare lucru? Mamă, dar golul ăla din stomac nu-l suport, adică nu... Și m-a mai și udat jos, m-a făcut... Praf, n-are nimic. Că erau 24 de grade, era frumos. Să știi că la mine Grecia rămâne Grecia. Frumos, mâncare, elegant. Păcat că s-a întâmplat ce s-a întâmplat anul ăsta. Și am simțit inclusiv noi la un moment dat că incendiile ar putea întrerupe multe concedii care erau în desfășurare acolo. Am găsit, adică traversând Grecia, am găsit locuri unde ploua cu funingine de aia. A, e fost la modul ăsta. Da, și la vreau noi... să spun că senzația era destul de urâtă. Din mașină, la vreun sfert de oră de traversat o zonă de genul acela și doar respirând din mașină și te ustura gâtul, știi? Uh-huh. Adică nu era plăcut deloc. Noi am fost în insula Schiatos, uh-huh, și se vedea Evia arzând
peste apă, cum ar veni, știi? Da. Sunt destul de apropiate insulele și a fost, în câteva zile, a fost destul de sinistru, așa, știi, să stai la plajă și să vezi vis-a-vis cum arde pădurea. Noi tocmai a fost prea plăcut. Puteți să ne spuneți și voi de vacanța voastră. Sigur, vacanțele voastre au fost mai spectaculoase decât ale noastre. Dăm drumul și la mesaje pe WhatsApp 0728 111222. Fie că ne spuneți de vacanță, fie că ați plecat undeva, fie că ați rămas acasă, orice vi s-a întâmplat vara asta, lucruri plăcute, sperăm, da. Dați-ne și nouă de veste și o să citim din mesajele voastre puțin mai încolo. Altfel, ne-am întors, sper să fie un sezon fructos. Da, să fie într-un ceas bun. Deșteptarea